Aici suntem într-o zonă numită Ocoale, zona Aiazului Drașan. În această cameră noi primim, recepționăm peștile viu. Urmează o primă prelucrare primară, eviscerare, porționare. Cantitatea pe care o prelucrăm este incomparabil mai mică decât producția pe care o realizam noi înainte de 89. Pescuitul în coadă de pește, în jurnalele Euronews România.